Cum a fost, Dănuț, cum a fost când ai intrat în închisoare? Cum ai fost primit? Povestește-ne puțin despre lumea de acolo. Toria, ți-am spus. Din câte știam, ți-am spus, poate și datorită faptului că am foarte mulți prieteni care poate unii dintre ei au fost și ei pe la... Bastilia, cum zice Neamitică, da, Bastilia. Bastilia. Așa zice Neamitică, Bastilia. Da, așa. Am prins, s-a făcut o secție nouă, 8 și 9 acum. Da? Unde, ai, unde ai fost? Cum, întâi, asta iarăși nu înțeleg, spune că te duce pe la Rahova și te ține 2 săptămâni în carantină. Carantină care... Nu înțeleg. Adică ce înseamnă carantină? Nimic, te ții într-o cameră care, vai, steaua ei, că așa sunt camerele pe carantină. Unele mai au și mergători, altele mai au și așa. Șerpălăi? Da, nu. Și șobolănei, da. Și de toate, am înțeles. Vrei, nu vrei, te descurci, n-ai ce să faci. Așa. După care am fost mutat pe secția a 4-a. Practic, carantina asta este să te sperie? E obligatoriu. Știu, dar este sperie? Nu. Ei spun că carantina asta o faci ca să ți se facă niște analize, să vadă dacă ești apt sau inapt. Aha. Nu te bagă nimeni în seamă, Horia, stai liniștit. A nimeni, a? Adică ce, ești izolat 2 săptămâni, două nu? 2 săptămâni, ești ai, izolat. Ieși, ai voie să ieși din camera aia? Da, te scoate o oră sau 2 ore pe zi într-o curte. Doar te plimbi, atât, cât nu? Cât e studio aici și te plimbi, nimic altceva. A, și stai 2 săptămâni în carantina aia, care tu spui că este frecție la picior de lemn, nu? Da, e o chestie care nu înțeleg de ce ție. Nu-ți face nimeni nicio analiză, nu te întreabă nimeni nimic, nu-ți face nimeni nimic. Te ține acolo 2 săptămâni, carantină. Mm-hmm. Okay. Da. Bun, și după aia? M-am mutat pe secția a 4-a, unde sunt... Secția a 4-a, la mai zi-mi o dată, deci unde ai fost? Am fost pe secția a 2-a, că secția a 2-a... Nu știu, dar unde ai fost exact? La Rahova. La Rahova, da? Numai la Rahova. Numai la Rahova. Numai la Rahova. Și carantina tot la Rahova. Carantina numai la Rahova se face și la Vanare carantina. A, bun, ok, da. Așa. Și te-au mutat pe secția la... A patra. A patra, bun. No. M-am mutat pe secția a patra după 3 săptămâni, o lună aproape. Făcusem cerere să mă mut la Jilava, fiindcă... Ți să-i mulțumesc și pe calea asta lui... Becare lui Gigi pentru efortul pe care l-a făcut. Mi-a făcut... către penitenciar să faci o adresă în care spui că ai nevoie de 10 zugravi, 10 nu știu ce, și dacă penitenciarul e de acord, te lasă să te duci sau nu. Pe Rahova nu te lasă să ieși la muncă exterioară, fiindcă nou personal și nou niște telefoanele necesare să-ți dea telefon, fiindcă pe Jilava îți dă telefon, pleci, vii după amiază. Condiții mai bune, adică la Jilava. Mă rog, au ei sau Corea. Mă rog. Condiții bune, ce tot pușcărie, nu există condiții bune. Bun, hai că revenim. Nicăieri. Deci Gigi a făcut hârtie. A făcut hârtie. Și ce a zis? Că te-a luat zugrav, nu? Ce ți-a zis? Nu. Să te, ce să mă pună, are nevoie la centru de copii și juniori de un antrenor. Așa. Deci s-a ținut de cuvânt Gigi. S-a ținut de cuvânt Gigi. Ce, bă, ce om. Pe calea asta. Băi, ne, Gigi. Care, hai să spun ceva cu Horia. Eu n-am jucat în viața mea la Steaua. La... Nu poți să-i reproșești ceva acestui om? Sau oferi singur, care acest lucru trebuia să ofere alții, de fapt. Nu el. Nici da. De cum el. Da.